pompierii din Vâlcea efort colosal în ultimele 48 de ore. Echipele de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea au fost la datorie pe toată perioada în care județul Vâlcea s-a aflat sub avertizare de cod portocaliu de ploi abundente și cod roșu de inundații. Pentru a face față numărului mare de solicitări, conducerea ISU a ordonat ca pompierii aflați în concediu de odihnă sau în ture libere să se prezinte la unitate. Pompierii au ajutat la evacuarea persoanelor afectate de inundații, au ridicat diguri de protecție din saș de nisip și au scos apa din zeci de gospodării. Au fost suplimentate forțele cu cadrele din turele libere la nivelul întregului județ. În total, câți pompieri au acționat? În cursul zilei de ieri a fost circa 100 de cadre implicate în acțiuni de evacuare de apă, de salvare, de creere de diguri, săpări de șanțuri. Noi am intervenit în Băbeni în cursul zilei de ieri cu 6 autospeciale, 10 motopompe, 2 camioane, o mașină de transport. S-a acționat pentru evacuarea apei nu doar în orașul Băbeni, ci și în alte 12 localități și pe DN7 în stațiunea Călimănești-Căciulata. Noi am intervenit pe raza 12 localități, fiind evacuată apa din 86 de gospodării, în Râmnicu Vâlcea, pe strada Castanilor, Stolnicenii Morilor, Știrbei Vodă, Lacului, în Olănești, la Drăgășani intervenția, unde au fost, după cum v-am spus, 23 de gospodării în jurul orei 1, s-a terminat intervenția, iar în continuare noi o să desfășurăm intervenții și în Drăgășani pe o altă stradă, pe Ice Brătianu. De dimineață am mai intervenit în Râmnicu Vâlcea pe Ada Orleanu și continuăm intervenția la Băbeni în zona străzii Râioasa. La datorie au fost în aceste zile și jandarmii vâlceni, care au dat o mână de ajutor în momentul în care s-a dat ordinul de evacuare a populației și s-a dispus paza gospodăriilor inundate. Drama locuitorilor din Băbeni, evacuați din calea apelor de fiecare dată când plouă mai tare, ar fi putut fi evitată dacă autoritățile ar fi intervenit în zonă. Însuși, ministrul apelor, prezent ieri la Băbeni, recunoaște că aici nu s-au mai făcut lucrări de regularizare a bistriței, iar acumularea hidrotehnică este puternic colmatată, ceea ce face ca apele să se reverse în gospodăriile oamenilor. Unii dintre localnici au refuzat inițial să-și părăsească locuințele în ciuda insistențelor inspectorului șef al ISU Vâlcea, Dan Pascaru. Că noi știm care e problema, noi știm care e... De la ora 4 am cărat păsările pe un pod. Da, ia uite, am băgat și pe acolo. Ce mai putem să mai luăm de aici? Da, e ce să mai... Hai, mergem? Sănătate, ce să mai zic, Doamne? Unde să merg? Nu rămâneți aici. Nu merg! Eu nu merg că trebuie să-mi pun folii la ușă și cu nisipul, trăiți ar viața. Sus? Eu mă sui sus. Promiți? Eu promit, eu nu stau aici așa să mor. Nu că nu mor eu pentru casă, stai liniștit. Bine, bine. Că am muncit atâta, nu că nu, nu, eu nu plec de aici așa. Nu plec. Și rândul trecut când a venit apa, tot aici am fost. Nu plec. Eu nu plec de aici Decan, la casă. Un om aici să știe, să rămână. Eu nu, da? Eu nu pot. Când apele au năvălit în curți, oamenii au fost însă nevoiți să se conformeze ordinului de evacuare. Localnicii nu mai știu de câte ori au fost evacuați în ultimii ani din calea pârâului Stâncălău, care iese din matcă ori de câte ori plouă mai tare. Aceștia arată acuzator cu degetul spre autorități, care le promit de ani buni că vor realiza lucrări de îndiguire și de colmatare pe afluenții râului Olt care trec prin zonă. Stăm și așteptăm ca proști o viață treacă. Să muncim, să ridicăm lucruri. Bani, să dăm impozite și toate alea. Nu acte, nu nimic. La nimeni. Singura care are acte sunt eu și nu s-a făcut nimic. Nimeni nu vine să ne întrebe de nimic. De absolut nimic. Și pe pârâu n-au intervenit? N-au nimic. Dig, nimic. Nimic. Două mașini de piatră s-au pus din 2014. Din 2014, de când s-a spart digul la Bistri, s-au pus 2-3 mașini de balastru anul trecut. Ca să poată să treacă mașinile de atunci, nimic. Stâncălău cel puțin,
20 de metri de dig dacă îl făcea, nu se mai spărgea. Nimic n-au făcut. Nu știm cum să le face și cotro să le mai băgăm. Că sunt lucruri care ne trebuie. Dan, aceeași poveste, nu trebuie digurile făcute, cine intră la conducerea asta. Suntem zona a treia, zona a treia. Adică și primăria în Valea Mare niciodată absolut vin numai pentru votare, nu se face absolut nimic. De cealaltă parte, autoritățile se apără și spun că au mai multe proiecte pentru regularizarea Bistriței și întărirea digurilor pe pârâul Stâncălău. Din păcate, niciunul dintre proiecte nu a fost implementat până acum. De 4 ani tot avem inundații în Băbeni. Ce s-a întâmplat în acești 4 ani? Ce ați făcut? Am mai făcut, am început să regularizăm Bistrița, în Amonte până la Tomșan, de fapt lucrare monitorizată de Consiliul Județean. Iar noi avem proiect acum depus pentru regularizarea Stâncălăului. Stâncălău care devine fluviu. Când avem asemenea perioade, devine fluviu și face aceste ravagii. Dar tot la stadiul de proiect? Tot la stadiul de proiect. Nu mă întrebați pe mine. Cine depinde? Depinde al cui proprietate. Stâncălău este al SEGA. Și SEGA nu a făcut până acum, nu a avut fonduri? Probabil, nu sunt fonduri. 140 de persoane au fost evacuate de pompieri și jandarmi în Băbeni. Pentru că apele nu s-au retras până la lăsarea întunericului, acestea au dormit fie pe la rude, fie în sala de sport din oraș. A venit, a văzut și a plecat. Ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, a bifat marți, 10 iulie, a doua vizită în Vâlcea în mai puțin de o lună. Însoțit de directorul general al Administrației Naționale Apele Române și directorul Direcției Managementului Riscului la Inundații și Siguranța Barajelor, Ioan Deneș s-a convins că situația e destul de gravă la Băbeni. Localnicii afectați de inundații n-au părut prea impresionați să-l vadă. Mai mult, unii dintre aceștia nici nu l-au recunoscut. Nu-i prima dată când se întâmplă la noi. Am înțeles. Dar chiar nu putem să rezolvăm nimic în acest caz, pentru că am investit bani în aceste case, da? Mă înțelegeți? Deci nu-i prima dată când se întâmplă. Da, știu. Știți foarte bine că există aici o acumulare care este administrată de Hidroelectrica. Da, trebuie să discutăm cu oamenii de la Hidroelectrica care sunt sub alt minister, să vedem ce avem de făcut. Că păi, să mai poate frumos, cu spargere, cu rupturile, cu... Toată lumea să aruncă vina apele. Nu, eu vă spun a cui este acesta, această acumulare. Ok. Să o legăm pe toată odată. Dar, hai să rezolvăm, domnul, că nu investim bani în case. Investește bani în culturi, în primul rând. Agricultură. Agricultura e pe 2 ani. Ok. Bine, haideți să vedem ce facem acum, ca să putem rezolva acum. Păi, să treacă acum. Acum ce să mai rezolvăm, ministru? Nu rezolvăm nimic acum. Nu rezolvăm nimic. Cine, domnul, care a venit la dumneavoastră? Este ministrul Apelor. Da? Eu nu știu, până acum nu l-am văzut. Nu l-am văzut până acum, doamne. Nu știam, eu până acum nu știam. Există o acumulare a Hidroelectrica, unde se varsă râul Bistrița. Din păcate, această acumulare la coada lacului este colmatată, puternic. Am încercat să ajung cu specialiști în acea zonă, n-am reușit, pentru că cantitatea de apă este foarte mare, chiar ne-a trecut peste cizme. Și, sigur, trebuie urgent lua legătura cu cei de la Hidroelectrica să vedem exact ce fac, pentru că apa va crește în continuare aici. Practic, vine râul Bistrița pe acest pârâu. Noi, din câte știm, în ultimii 4 ani s-au tot făcut proiecte pentru decolmatarea Bistriței și cam atât. Ce se întâmplă la nivel... Eu discut ce acum, după ce o să treacă acest moment delicat, o să facem această analiză și o să comunicăm în timp util ce măsuri urgente luăm pentru ca acest lucru să... Problema, v-am spus, este faptul că râul Bistrița nu mai este preluat de către această acumulare hidroelectrică. Nu s-au mai făcut lucrări de decolmatare? E decolmatată coada lacului de pe această acumulare, este o colmatată puternic. De fiecare dată se invocă lipsa banii. Repet, după ce trecem acest hop, vom face o analiză și din punct de vedere al alocării sumelor pentru lucrări
hidrotehnice. După vizita în Vâlcea a ministrului, Departamentul de Comunicare și Relații cu Mass Media a remis un comunicat de presă în care arată că în toate zonele aflate sub incidența codului roșu de inundații se intervine cu toate forțele necesare. În Băbeni, pe pârâul Stâncălău, Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea, instituție aflată în subordinea ministerului, a intervenit cu un buldo-excavator și 6 angajați. Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, cere accelerarea proiectului construcției autostrăzii Sibiu-Pitești. Potrivit unui comunicat al Ministerului Transporturilor, ministrul Lucian Șova a discutat ieri cu grupul de lucru pentru implementarea și monitorizarea proiectelor de transport rutier în cadrul subcomitetului sectorial de transport POIM 2014-2020 despre urgentarea acestui proiect. Potrivit sursei citate, ministrul Șova a cerut găsirea unor soluții rapide pentru stabilirea strategiei de implementare a proiectului. Acesta a propus în acest sens și o întâlnire săptămâna viitoare cu experții Jaspers și cu experți români pentru clarificarea aspectelor geotehnice ale proiectului. În prezent, documentația tehnică pentru secțiunile 2, 3 și 4 ale autostrăzii Sibiu-Pitești este în faza completărilor, în conformitate cu solicitările consultanților europeni de la Jaspers și se estimează că, până la sfârșitul acestui an, va fi elaborat acordul de mediu necesar demarării proiectului, se mai arată în comunicatul Ministerului Transporturilor. Traseul autostrăzii Sibiu-Pitești traversează teritoriul a 3 județe, Sibiu, Vâlcea și Argeș, și este împărțit în 5 secțiuni, respectiv Sibiu-Boița, Boița-Cornetu, Cornetu-Țigveni, Țigveni-Curtea de Argeș și Curtea de Argeș-Pitești. Bătăușii din Alunu reținuți pentru 24 de ore. Tinerii care au provocat scandalul din noaptea de sâmbătă spre duminică într-un bar din comuna Alunu au primit mandat de reținere. M-ai vrut de când ai crescut, să arăți din ce ești făcut. A venit momentul să știi oare cât de tare poți fi. Atât victimele, cât și proprietarul barului vandalizat au depus plângere la poliție, pe numele bătăușilor fiind deschis un dosar penal pentru lovire și alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii publice. În cursul zilei de ieri, în baza probatorului administrat, polițiștii din cadrul Poliției orașului Berbești au dispus reținerea pentru 24 de ore a celor 5 persoane care au provocat un scandal într-un bar din localitatea Alunu din județul Vâlcea, noaptea de 18-9 iulie anul curent. Acestea au fost încarcerate în cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă Vâlcea, urmând ca astăzi să fie prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Orezu pentru luarea unei măsuri preventive. În cauză, cercetările continuă față de aceste persoane sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice. Cei 5 agresori vor fi prezentați astăzi în fața unui judecător cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Reduceri ce pot ajunge până la 10% din impozitul pe venit pentru contribuabilii care depun înainte de termenul limită declarația unică 212, anunță reprezentanții Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Aceasta trebuie depusă până pe 16 iulie inclusiv, iar obligația de a o depune revine tuturor persoanelor fizice care realizează venituri în afara salariului. Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice se completează și se depune de persoane fizice care realizează individual sau într-o formă de asociere venituri sau pierderi din România sau din străinătate, care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii potrivit prevederilor codului fiscal, respectiv persoane care au realizat venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, activități sportive, activități agricole, piscicultură, viticultură, transferul titlurilor de valoare, jocuri de noroc sau din alte surse. De asemenea, declarația se poate depune opțional și de persoane care, deși nu au realizat
venituri optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate. Declarația unică se poate depune online sau în format hârtie la sediile ANAF sau prin poștă cu scrisoare recomandată. Cei care transmit mai devreme această declarație vor avea parte de reduceri, astfel. Pentru depunerea declarației prin mijloace electronice de transmitere la distanță până la data de 16 iulie inclusiv, se acordă o bonificație de 5% din impozitul pe venit plătit integral până la data de 15 martie 2019, reprezentând obligații fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificației diminuează impozitul pe venit datorat. Pentru plata cu anticipație a impozitului pe venit, se acordă o bonificație de 5% din impozitul pe venit estimat plătit integral până la 15 decembrie 2018. Și în acest caz, valoarea bonificației diminuează impozitul pe venit anual estimat. Pentru îndeplinirea cumulativă a celor două condiții, se aplică ambele bonificații. Reprezentanții instituției precizează că aceleași bonificații se aplică în mod corespunzător și pentru contribuțiile sociale datorate de contribuabil. Cei care nu depun această declarație unică în timp util riscă să fie sancționați contravențional cu amenzi de la 50 la 500 lei. Achitarea sumelor datorate poate fi efectuată atât în numerar la unitățile trezoreriei statului, prin intermediul cardurilor bancare, la POS-urile instalate la unitățile teritoriale ale trezoreriei, dar și online prin Sistemul Național Electronic de Plăți, disponibil la adresa de internet www.ghiseul.ro. Informații suplimentare se pot obține prin formularul de contact de pe site-ul www.anaf.ro sau la numărul de telefon 031 403 9160. Stațiunea Băile-Govora devine din ce în ce mai verde, iar parcul central din localitate e la mare căutare nu doar printre turiștii dornici să-și recapete sănătatea, ci și printre miri și elevi din județ și din țară care își doresc să facă poze într-un cadru natural de neuitat. Spațiul verde al orașului a devenit astfel unul din principalele puncte de atracție ale orașului stațiune din Vâlcea. Foarte interesant faptul că parcul nostru este vizitat mai ales în weekend, de turiști din cele două stațiuni din Vâlcea, care vin aici aproape regulat, elevi de liceu care vin să facă pozele de grup, mirese, am avut chiar weekenduri când veneau câte 16-20 de mirese care să facă pozele de... E un lucru care pe noi ne bucură. Autoritățile locale au investit mult în spațiile verzi din localitate, astfel că în ultimii ani acestea s-au triplat ca suprafață, iar stațiunea rămâne în topul localităților cu cele mai multe spații verzi din țară. Dacă normele europene prevăd 26 de metri pătrați de spațiu verde pe cap de locuitor, Govora a depășit încă din 2008 chiar și recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, care propune 50 de metri pătrați de spațiu verde și a ajuns aproape la 70 de metri pătrați. Propriu-zis, în oraș nu există zone fără verdeață, copaci sau plante ornamentale, iar calitatea aerului este printre cele mai ridicate din România. După ce s-a făcut atâtea proiecte de finanțare europeană, spațiul verde s-a mărit de vreo 3 ori. S-au lungit niște alei, dacă vreți, de promenadă, de cură balneară. Lucrurile acestea sunt pe același număr de personal legat de gospodărirea noastră la nivel de oraș. E o muncă susținută, nu poți să stai deloc la fiecare ploaie, la fiecare secetă, la fiecare iarnă, la fiecare toate aceste lucruri. Nu duc decât spre o zonă de atracție turistică și mărturisesc, fără neapărat lipsa de modestie, că zecile de felicitări pe care le primim de la turiștii din țară și de peste hotare nu fac altceva decât să ne dea nouă credința că facem lucrurile bune. Nu înseamnă că noi trebuie să ne culcăm la urechitorii. În prezent, spațiul verde din stațiune se întinde pe o suprafață de 170 de hectare, dintre care mai mult de 20 de hectare sunt ocupate de parcul central. Acesta a fost reabilitat în urmă cu 4 ani în cadrul unui proiect finanțat cu fonduri europene, dar edilii intenționează să investească în extinderea și modernizarea acestor spații și pe viitor.
prima zi a acestei săptămâni a marcat reunirea echipei feminine de handbal HCM Râmnicu Vâlcea, formație care a găsit la timonă un nou tehnician venit de la Dunărea Brăila. Antrenorul Florentin Pera se află în fața unei noi provocări. Da, într-adevăr, o nouă provocare pentru mine, la un club foarte important din România. Mă bucur că am primit această oportunitate de a antrena la poate cel mai galonat club din handbalul feminin românesc. Vin la Vâlcea cu dorința de a intra în lupta pentru medalii. Nu va fi deloc simplu, având în vedere că și celelalte echipe s-au întărit. Brașovul și-a adus niște jucătoare importante de afară. De asemenea, Craiova, dacă s-a înscris pentru lupta în Liga Campionilor, cu siguranță are putere și va fi o nucătare și în acest sezon. Cisnădie nu a pierdut nicio jucătoare din echipa de sezonul trecut. Mai mult decât atât, și-a adus câteva jucătoare importante. Sunt multe echipe care și-au anunțat. Bistița, de asemenea, s-a dus Elisei plus Bloj, și-au păstrat lotul în mare parte. Deci va fi un campionat foarte echilibrat. Însă eu am încredere în lotul de jucătoare pe care l-am la dispoziție în acest an. Vâlcea a arătat și în sezonul trecut că are potențial. Am făcut câteva transferuri bune din punctul meu de vedere. În primul rând, la nivelul porții, cred eu că în acest moment avem un cuvânt greu de spus, și Petra și Iulia sunt două portărițe foarte bune. Aici cred că este postul cel mai acoperit la noi. De asemenea, în extremă stângă cred eu că este mai echilibrat în acest moment prin venirea Ana Maria Popa, care este și la lotul național. Am completat postul de pivot prin venirea Mariei Petrovici de la Vardar Scopie, un pivot de talie, un pivot puternic care a jucat la una dintre cele mai importante echipe ale Europei. De asemenea, Pricopii la linia de 9 metri, cred eu că e o soluție bună și un plus de valoare pentru noi, poate juca pe mai multe posturi. În mare parte sunt mulțumit, îmi pare rău pentru Andreea Despi, e o pierdere pentru noi, având în vedere că în sezonul trecut ea treptat a crescut foarte mult, a jucat constant faza de apărare în zona centrală, este o pierdere mare pentru echipa noastră, nu avem foarte multe soluții în apărare în zona centrală, sper din tot sufletul să găsim, chiar dacă este foarte târziu, o soluție cât se poate de bună pentru a ne ajuta să întărim faza de apărare. În atac, cred că sunt jucătoare cu potențial, jucătoare valoroase. Irina Glipco a fost golgheteră a României și sper din tot sufletul să aibă aceeași randament. Eu am lucrat cu ea 2 ani de zile la Roman, a avut evoluții foarte bune și în perioada când am lucrat împreună, am colaborat bine. Cunosc în mare parte jucătoarele, cu o parte am lucrat la echipe de club, cu altele la echipa națională, când am fost secund, perioada 2012-2015. Sunt încrezător, sunt optimist, sper din toată inima ca fetele să înțeleagă că eu pun foarte mult preț pe partea caracterială, pe forța grupului, să formăm o echipă unită, să jucăm cu inima pentru suporterii noștri. Vâlcea are un public cald, Vâlcea foarte bun cunoscător al fenomenului, a avut performanțe deosebite, e o responsabilitate în plus pentru noi, pentru toți cei care suntem în acest club, să dăm tot ce e mai bun din noi, să jucăm cu inima la fiecare meci, să avem atitudine în așa fel încât publicul spectator să ni se alăture în dorința noastră de a face performanțe și de a readuce handbalul vâlcean la un nivel cât mai bun de performanță. Având o vastă experiență în cupele europene, noul principal al vâlcencelor va trăi o astfel de aventură și la echipa din Râmnic. Eu cred că trebuie să plecăm din start cu gânduri pozitive și să ne propunem cât mai mult. Eu sunt un antrenor optimist, sunt antrenor tânăr, ambițios și vreau să le insuflu acest lucru fetelor, vreau să le imprim o mentalitate de învingătoare indiferent de adversar. Desigur că nu va fi ușor, vor fi emoții și pentru ele. Eu consider că am acumulat suficientă experiență și pe plan internațional, atât la echipa națională cât și la Roman, unde am jucat 3 ani cu Roman în cupele europene. Sper din toată inima ca echipa să se ridice la nivelul așteptărilor.
sunt convins că sala va fi plină în meciurile de cupe europene. Publicul este al treilea jucător la Vâlcea, e foarte important pentru mine. Mie îmi plac provocările acolo unde este și un public cald, așa cum este la Vâlcea. Și eu vreau ca fetele să facă tot ce este cu putință, să joace în primul rând cu foarte multă determinare la meciuri. Adică se mai poate întâmpla în sport, știți cum e, mai sunt și înfrângeri, că așa este sportul, dar să pierdem cu demnitate, cu capul sus și să luptăm până la ultima picătură de energie la fiecare meci. Echipa vâlceană și-a întărit și poarta, compartiment în care o vom vedea la lucru pe Iulia Dumanska, venită de la deținătoarea cupei EHF, SCM Craiova. Este o nouă provocare pentru mine, a venit timpul și pentru o schimbare. Îmi doresc foarte mult să avem rezultate pozitive aici la Vâlcea, îmi doresc să fim unite și Doamne ajută să terminăm cât se poate de sus în campionatul României. Născută în Ucraina, Iulia Dumanska a venit la Baia Mare la vârsta de 14 ani, iar 6 ani mai târziu a primit cetățenia română. Când am venit în România aveam 14 ani și a fost visul meu să merg la un meci la Olchim și chiar în ianuarie în 2011 eram prezentă la meciul dintre Baia Mare și Olchim Râmnicu-Vâlcea și după făceam poze cu jucătare. Noul portar al vâlcencelor își va întâlni echipa din precedentul sezon, SCM Craiova, chiar în etapa a doua. O să fie un meci foarte important pentru noi, orice meci o să fie foarte important pentru echipa noastră. Nu putem să facem pașii greșiți, nu avem nevoie să ne împiedicăm cu orice echipă. Ne dorim să jucăm cât se poate de bine și să fim sănătoase. Va fi o adevărată concurență pentru postul de titular în poarta echipei vâlcene? Îmi doresc foarte mult să ne completăm una pe cealaltă și să facem treabă bună în poartă, pentru că atunci când câștigă echipă, avem toate de câștigat. Și nu în ultimul rând, un mesaj pentru suporterii echipei vâlcene. Vă așteptăm la sală să ne susțineți și să fiți alături de noi. Alături de noul antrenor al vâlcencelor vor activa în continuare în calitate de secunzi Mia Rădoi și Ildico Cherecheș-Barbu. Bun găsit de la stadionul din Vlădești, aici unde vom asista la un nou joc din Liga 4-a fotbalistică vâlceană, Seria Est. Este ultima etapă din faza play-out, rundă în cadrul căreia lidera clasamentului, Stejarul Vlădești, primește vizita ocupantei poziției a treia, Sporting Galicia. Întâlnirea va fi condusă la centru de Sebastian Lăstun, ajutat la cele două linii de Mihai Schianu și Nicoleta Nadia Ducu. În precedenta întâlnire dintre cele două formații, stejarii s-au impus la Galicia cu 1-0. După acel 1-0 în deplasare la Galicia, rezultat consemnat în ultima etapă a turului din play-out, stejarii verzi din Vlădești au avut 4 jocuri consecutive fără victorie, 2 egaluri și tot atâtea înfrângeri, dar la adăpostul unei diferențe mari de puncte față de a doua clasată, echipa primarului Adrian Cosac a rămas lideră și înaintea ultimei etape, însă cu numai 3 puncte avans față de ocupanta locului secund, ASE Bărbătești, este și motivul pentru care gazdele au tratat cu mare seriozitate acest joc și, în minutul 7, Adrian Tilioiu a fost pe fază la degajarea propriului portar. Alin Dina a trimis plasat pe lângă Laurențiu Giumelea și a deschis scorul. Nu au trecut mai mult de 5 minute până când Tilioiu avea să își treacă în cont dubla după o boltă care a făcut inutil efortul lui Mădălin Oprescu. La cealaltă poartă, Răzvan Neață a trimis un șut înșelător, dar Alin Dina a fost la post și a deviat în corner. A urmat un șut periculos expediat de Oprescu. Balonul a întâlnit transversala, a revenit în teren, acolo unde capitanul oaspeților, Robert Ancuța, a fost faultat de Cosmin Rogojină și Sebastian Lăstun a dictat penalti. Din păcate pentru Sporting, execuția lui Ciprian Cruceru nu a prins cadrul porții, dar asta nu i-a descurajat pe oaspeți care, până la finalul reprizei, au mai avut 2 șanse de gol, ambele semnate de Robert Ancuța. Același jucător s-a dovedit extrem de activ și în startul actului secund a executat bine o lovitură liberă, dar Dina a fost la post, după care, la centrarea perfectă a lui Nicolae Predescu, a trimis puțin pe lângă vinclu. A urmat o ratare uriașă a lui Ionuț Aldescu, cel care nu a găsit colțul lung, după care Adrian Tilioiu a irosit șansa de a-și trece în cont a treia reușită personală. În urma fazei pe care tocmai o urmărim, oaspeții au obținut o nouă lovitură de la 11 metri, executată de această dată de Mădălin Oprescu, fundașul celor din Galicia a transformat și meciul era relansat. Se putea face 3-1 dacă bolta lui Claudiu Roșca nu ar fi ocolit poarta, dar și 2-2 dacă Oprescu ar fi fructificat pasa perfectă.
perfectă a lui Predescu. O fază discutabilă s-a petrecut cu 5 minute înainte de final, atunci când oaspeții au acuzat un fault. Centralul Sebastian Lăstun nu a intervenit. Adrian Tilioiu a fost lansat în adâncime, i-a pasat în stânga lui Claudiu Roșca, cel care a îndeplinit formalitatea și a stabilit rezultatul final. Stejarul Vlădești, Sporting Galicia, 3-1. O victorie care vă asigură primul loc. Ce ne poți spune despre meciul de azi? Am făcut un joc foarte bun cu echipa noastră. Am pasat foarte bine, ne-am făcut jocul în ultima etapă și următorul sezon tragem pentru promovare. Felicitări pentru victorie. Ce ne puteți spune despre meciul de azi? Mulțumim. Un meci de sfârșit de sezon. Băieții au fost relaxați. Ne trebuia o victorie cât de moral ca să ne fim bine. Din păcate, anul ăsta a fost un an mai slab așa, dar după cum cred că s-a văzut deja de ceva timp, începem să demarăm pentru sezonul următor treburile și la anul vrem să ne batem pentru primele trei locuri. Ați încheiat campionatul pe primul loc, ce ne puteți spune? Pe primul loc din play-out, dar un campionat greu, cu echipe foarte bune. Suntem mulțumiți de ce am realizat până acum, mulțumesc băieților care au susținut, mulțumesc conducerei. Și sperăm că la anul vom avea, face un an mult mai bun decât anul acesta. Am promovat mai mulți copii și sper că la anul să fie mult mai bine. Un final de sezon foarte bun, cum a fost astăzi? În primul rând, sărbuna, bună ziua, bine ați venit. Vă mulțumim că ați ales să filmați meciul nostru de final de campionat. Aș dori să mulțumesc echipei pentru efortul depus pe întreaga durată a campionatului 2017-2018 și pentru fair play-ul de care au dat dovadă. Suntem mulțumiți deocamdată cu echipa cu care am evoluat de-a lungul campionatului. Pentru sezonul următor, pentru campionatul următor, încă nu am luat o hotărâre, dar ne-am propus să analizăm foarte bine lucrurile, să mergem undeva mai sus, să poate avem șanse să prindem un loc în Superliga. După acest joc s-a tras cortina peste sezonul 2017-2018 din Liga a 4-a Vâlceană, Seria Est. Atât de la Vlădești pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Deaconescu și Paul Mocanu. Da.